Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea dacă are vreun viitor relația dintre voi și o persoană la care voi vă gândiți. Am să vă rog să aveți puțin răbdare pentru a alege trei cărți pentru fiecare variantă, câte una, da? Prima variantă, aparent. A doua variantă. Și a treia variantă. Am să vă rog să alegeți varianta care vă atrage cel mai puternic atenția. De asemenea, aș dori să vă anunț că dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile, în descriere. Varianta 1, varianta 2 și varianta 3. Pentru varianta 1. Deci cred că sunt două, dar acum nu așa cum sunt. Și un pic mai sus cu ele decât ar fi trebuit, așa că o să le trag un pic în jos și să vedem. Energia voastră, puterea, energia partenerului, moartea. Aici pare că între voi există o separare, o pauză. Această persoană momentan nu dă semne că s-ar întoarce înapoi, și voi nu dați semne către această persoană, dar cu toate acestea o așteptați. Nu văd să mergeți nici într-o direcție, nici în cealaltă. În timp ce persoana voastră pare că este deja preocupată să facă foarte multe schimbări în viața sa, această persoană se poate gândi deja la o mutare departe de localitatea în care se află acum. De asemenea, aș putea spune că această persoană consideră acum că prin această separare, pauză, cum vreți voi să-i spuneți, efectiv și-a găsit toate cheile necesare pentru a avea o viață așa cum își dorește. Această persoană are tendința să creadă că există ceva neregulă cu voi. Această persoană are senzația că a evoluat suficient de mult și că merită ceva mult mai frumos. Această persoană, sincer, nu neapărat cred că v-a lăsat pentru o altă persoană momentan. Încă nu mi-apare o persoană stabilă în viața sa. Sunt anumite frecventări aici, dar nu pare să fie ceva de natură emoțională. Energia persoanei către voi este diavolul împreună cu cavalerul de săbii. Ce aș putea să zic în legătură cu această situație? Atenție că persoana s-ar putea să vă contacteze în termen relativ scurt, dar cumva pentru a vă învinui în legătură cu ceva, pentru a da vina pe voi în legătură cu ceva. Această persoană vrea să se îndepărteze, dar totuși se simte legată de voi și vrea să se asigure cumva că sabotează suficient de mult această conexiune cât să nu mai puteți relua toată situația. Deci încercați să nu vă necăjiți pentru comunicarea care va urma din partea acestei persoane, pentru că nu va fi neapărat foarte drăguță și nu văd să dureze foarte mult până se întâmplă acest lucru. Energia voastră către această persoană, lumea, voi vedeți această situație ca fiind închisă, dar totuși sperați că poate exista ceva care să pornească din nou această situație și ca lucrurile să fie mai bune între voi. Este un pic optimist acest lucru, mai ales din perspectiva cărților de până acum, dar vom vedea ce se întâmplă. Pentru trecut avem șaptele de săbii și eremitul. Prin aceste două cărți ne putem da seama că aici s-a descoperit o informație foarte importantă. E posibil ca aceasta să fi dus la separarea voastră, dar pe voi cumva această separare v-a pus pe o linie mai corectă pentru voi.
Ceea ce înseamnă că voi urmează să aveți o trezire spirituală foarte puternică. Această persoană deja a început parcursul acesta, dar voi, opunând rezistență să treci peste această situație, opuneți rezistență să începeți să vă ocupați de propriul parcurs. Atenție că la voi pot fi anumite traume în legătură cu a nu fi luați în seamă, cu a nu fi auziți, cu a nu fi ascultați. Este ca și cum voi vă simțiți ca fiind omul invizibil. Atenție că modul în care o să vă abordeze această persoană, în prima fază o să vi se pară promițător, dar această persoană vrea cumva să saboteze cu totul, în sensul, vă dă un pic de speranță, după strică tot. Atenție foarte mare. Vreau o clarificare pentru asul de bâte. Pentru că aceasta va fi comunicarea foarte rapidă. Exact ce am zis. Vine către voi și după vă refuză. Vrea să strice tot. Și așa vă face și pe voi să vă uitați în altă direcție, dar pe voi vă face să vă uitați într-o altă direcție, mai degrabă să fiți frustrați sau frustrate de această situație. De asta persoana pare că vă contactează, da, și voi vă gândiți, da, mă contactează pentru că vrea să rezolvăm lucrurile sau mă contactează pentru că, nu știu, să-mi dea o explicație sau să-mi spună ceva, să ne luăm rămas buni ca oamenii. Dar această persoană după face totul varză, atenție foarte mare și nu durează mult până acest lucru se întâmplă. Pentru viitor avem luna, sunteți lăsați în ceață, în confuzie, nu mai știți ce să înțelegeți, nu mai știți cum să luați lucrurile. Persoana asta după îmi pare că se îndepărtează de voi și rezultatul final, 8 de bâte. 8 de bâte din nou e o carte a comunicării. Atenție că persoana asta va reveni o perioadă în viața voastră după iară pleacă, după iar încearcă să revine și iar pleacă și iar revine și iar pleacă. Nu văd ca lucrurile să aibă un cheiere pe care voi să vă puteți baza că este definitivă decât în momentul în care voi decideți, ok, eu nu te mai vreau și punct. Atenție că această persoană nu văd să fie capabilă să îmbunătățească lucrurile pe perioada imediat apropiată în legătură cu voi. Acest lucru se poate întâmpla, dar numai pe termen lung. Și când zic termen lung aici, cred că e nevoie de mai mult de 6 luni ca voi să stați în separare. Și când zic în separare, asta înseamnă fără contact, fie el și minimal. Sincer, nu vă pot zice aici că ar fi cazul să vă ancorați pe această persoană și să o așteptați atât, pentru că mai ales energia lunii nu este o energie pe care să ne putem baza, nu e o energie pe care să ne pe care să o credem prea mult. Este o energie a iluziilor, este o energie a unor vise care se vor dovedi a fi doar iluzii spre dimineață, să zic așa. De asta zic, atenție că aici puteți rămâne ancorați în această relație pentru mulți ani, dar să nu ajungeți la nimic concret cu această persoană niciodată. Și să ratați foarte multe ocazii pentru dumneavoastră. De ce? Pentru că această persoană nu este sigură în legătură cu ceea ce vrea. Deci mare atenție dacă într-adevăr vreți asta sau nu. Vreau o clarificare pentru ce se va întâmpla între voi. E o situație foarte dificilă. Și nu cu 2 ori de bâte nu trebuie să suportați asta. Nu trebuie să acceptați asta. Nu sunteți obligați să acceptați toate chestiile astea. Persoana este aici doar ca pe voi să vă pună pe drumul cel bun, dar voi trebuie să decideți dacă faceți acest drum sau nu. Dacă voi refuzați, persoana mai vine odată și vă rănește și încă o dată și încă o dată până ce voi veți înțelege în sfârșit mesajul. Încercați să nu vă mai... cum să zic... Să nu vă mai ancorați pe această persoană, să nu mai sperați că fericirea voastră sau echilibrul într-o relație vine doar din partea celelalte persoane. Voi trebuie să învățați că trebuie să fiți mult mai independenți și să vă puteți detașa mult mai ușor de oameni atunci când lucrurile nu merg. Și oamenii, vedeți că nu sunt stabili. Pe termen lung vreau să văd dacă se va îndrepta ceva pentru voi. Nu e nimic promis pentru voi. De ce? Pentru că avem un 2 de spade.
Atenție foarte mare. De ce? Pentru că ce se poate întâmpla aici este ca această persoană să revină pentru voi când voi aveți deja o relație asumată, o relație serioasă și să trebuiască să alegeți între persoana voastră stabilă și această persoană. Eu nu vă sugerez nici acum, nici pe mai târziu să alegeți această persoană. Nu e recomandarea mea. Nu văd persoana să se stabilizeze, nu văd persoana să se maturizeze. Această persoană și pe viitor va fi reprezentată de pași. Nu este nici măcar energie de rege. Când nu avem energie de rege, e clar că această persoană nu face neapărat cele mai bune lucruri în raport cu voi, dar persoana va fi legată de voi pentru acest ciclu karmic până ce voi veți învăța această lecție. Vă recomand să urmăriți etalarea mea cu ciclul karmic. O găsiți pe pagina mea de videouri, da? Pe YouTube. Și vă rog să vă uitați la ciclul karmic în care vă aflați, să alegeți o variantă și să vedeți ce am zis acolo. Pentru că voi aveți nevoie să știți cum ieșiți din toată situația asta, nu doar din relație, pentru că aici sunt niște lucruri pe care voi trebuie să le asimilați și cu cât le asimilați mai repede, cu atât mai repede ieșiți din toate situațiile astea mai urâțele. Să vedem și cartea voastră. Oferă mulțumiri pentru binecuvântările dragostei. Foarte curând acestea vor veni în viața ta. Trebuie să știi că meriți să fii și să ai tot ceea ce inima ta dorește. Deci voi trebuie să fiți și persoane mult mai deschise, mult mai iubitoare, mult mai pline de compasiune pentru ceilalți, dar pe măsură ce voi o să evoluați în a fi asta, asta veți și atrage. Asta deja este o informație destul de importantă dacă vreți să țineți urechile deschise și dacă vreți să ascultați și să înțelegeți. Dacă nu vreți, asta este cu totul altceva, situația asta toxică va dura. Oricum, voi va trebui să puneți punct situației acesteia pentru că atâta timp cât această persoană voastră pune punct, niciodată nu va fi un punct definitiv, va fi mai mult un fel de punct și virgulă. Dar depinde de voi, nu de mine. Eu pot doar să vă interpretez etalările. Pentru varianta 2, să vedem dacă are vreun viitor această relație. Deci, la prima variantă a fost un nu foarte clar. Să vedem pentru voi dacă are vreun viitor pentru voi această relație. Energia voastră, energia persoanei voastre. Trecut, prezent, aici cred că era slota, și viitor, iarăși m-am dus cu ele prea mult încolo, și un rezultat, energia voastră, împăratul, îmi place energia voastră, energia persoanei voastre, un 7 de pentagrame. Aici aveți de-a face cu o persoană care nu prea vrea să facă mare lucru, vrea să fie întâi persoana asta sigură de voi și abia apoi să facă pași. Ideea este că această persoană așteaptă ca voi să faceți pași, voi nu prea păreți atât de dorniți să faceți mișcări pentru această persoană, voi vă uitați în cu totul altă direcție. Poate să fie faptul că unii dintre voi nu neapărat vreți să-i arătați acestei persoane ceea ce simțiți pentru aceasta. De asemenea, ce aș putea să zic este că persoana voastră este în energie feminină, voi sunteți în energie masculină, de aceea această persoană așteaptă să faceți voi pași. Această persoană se gândește dacă să rămână în această situație și să investească pe mai departe în ea sau nu. Pe voi, chiar dacă voi păreți că vă uitați în altă parte, voi sunteți foarte atenți la persoana asta, dar voi momentan prețuiți foarte mult stabilitatea voastră financiară și încercați să țineți lucrurile la un anumit nivel, lucru care vă poate lua foarte mult din timp și din energie și atunci voi nu mai sunteți dispuși să faceți foarte mulți pași înspre această persoană și așteptați cumva această persoană să vină către voi și să accepte cumva ca voi să conduceți. Ideea este, din nou am zis că această persoană are energie feminină, ni se confirmă încă o dată. Situația este în felul următor, nu văd această persoană să fie în acel spațiu încât să accepte să facă acesta un pas spre voi.
Și atenție că aici riscați să răciți relația numai pe lucru că fiecare dintre voi așteaptă ca celălalt să facă un pas, cu toate că amândoi vă doriți această situație, amândoi vă doriți această relație, dar voi vreți să păreți dezinteresați de această persoană și persoana asta între timp își poate găsi pe altcineva cu mare ușurință, în timp ce persoana voastră vă arată că este acolo, doar că nu preia neapărat inițiativa. Dar dacă pe voi vă vede așa distanți și reci, v-am zis deja, își poate găsi foarte ușor o altă situație. Aici cred că va fi mai degrabă un joc de dacă sunteți în stare să lăsați ego-ul și încăpățânarea pentru această persoană. Pentru că această persoană nu o să o lase pentru voi. Persoana asta este foarte hotărâtă. E foarte hotărâtă când vrea sau nu vrea ceva. Dar vă lasă momentan pe voi să faceți primul pas. Dacă voi aici nu veți face pasul, persoana, chiar dacă va părea în continuare interesată de voi, se va răci pur și simplu, ușor, ușor. În trecut aici cred că a fost vorba de o discuție un pic mai dură care a fost între voi. Se poate ca cineva din această relație să fi cerut ca un fel de standarde, ca un fel de criterii, ca un fel de un anumit nivel de atenție și implicare din partea voastră. Încă nu ni se indică dacă voi ați accepta sau nu, dar vedem acum pe prezent. Dacă voi aici și n-ați comunicat cu persoana de câteva zile sau de o perioadă comunicare mai rece sau ați avut o pauză sau o separare sau ce vreți voi să fi avut, lucrurile îmi par că se vor îmbunătăți foarte rapid. De ce? Pentru că deși avem 6 de spade aici, pe când cineva se hotărăște să se îndepărteze, cealaltă persoană decide să împăciuiască toate lucrurile. Deci dacă din momentul în care această persoană, persoana voastră practic, hotărăște să se îndepărteze, să se răcească de voi și să cunoască altă persoană, exact în acel moment voi decideți să faceți în cele din urmă pasul și să lăsați acest ego deoparte pentru binele relației. Pentru viitor, 9 de pentagrame și vreau rezultat. De ce? Pentru că aici o să fie un pic ciudățel. Paci de cupe. Ce se poate întâmpla aici este faptul că în cele din urmă împăratul, adică voi, veți decide să faceți acest pas și veți duce lucrurile către o relație mai oficială, către o situație mai stabilă. Către o situație de care până la urmă veți fi mândri, dar este ca și cum acest gest va veni ca o surpriză nu doar pentru, nu știu, persoana voastră, dar și pentru voi înșivă. Doar că e o decizie pe care trebuie să o luați, dar în cele din urmă văd că luați decizie spre această situație, chiar dacă persoana voastră nu mai zice nimic. Vă văd să preluați inițiativa și să continuați această relație. Dacă această relație are un viitor sau nu, mie îmi pare că această relație chiar are un viitor, dar este mai mult referitor la dacă voi sunteți dispuși să faceți pașii necesari pentru a fi această relație așa cum trebuie să fie. Pentru că dacă voi nu veți prelua inițiativa, dacă voi nu veți prelua controlul relației, lucrurile se vor duce de răpa. Voi fiind în energia împăratului, voi sunteți în energie masculină, voi trebuie să conduceți. Dacă voi refuzați să conduceți, persoana voastră nu va conduce pentru voi. Și persoana voastră nu va depune niciodată mai mult efort decât voi. Va depune același nivel de efort ca și voi, dar niciodată mai mult. Deci persoana îmi pare destul de orientată către voi dacă voi sunteți dispuși să faceți pașii necesari și nu pare să fie o situație în care doar unul te pune efort sau ceva de acest gen, dar este posibil ca voi să fi fost cei care v-ați purtat mai rece sau efectiv nu ați arătat atât de mult interes și atunci această persoană vrea doar să se asigure că până la urmă nu e de una singură în relație. Cam așa ceva. În adâncul inimii tale deja știi răspunsul. Fă ceea ce simți că este bine. Și exact la asta se rezumă etalarea noastră. Cam atât am avut de spus pentru voi și vom trece la varianta numărul 3. Varianta numărul 3.
Să vedem ce avem pentru voi. Rezultat. Bun. Și avem tot ce ne trebuie aici. Acum să vedem energiile. Energia voastră, 4 de bâte, energia partenerului, luna. Voi sunteți destul de siguri pe această relație, partenerul vostru nu prea. Sau poate să fie faptul că voi sunteți într-o altă conexiune. Hai, vom vedea la energia voastră față de această persoană. Roata norocului și energia persoanei către voi. Sincer, deja nu știu să vă zic câtă încredere puteți avea în această conexiune, pentru că voi aparent sunteți destul de siguri față de această persoană, dar această persoană ușor, ușor se îndepărtează de voi. Deja își pune niște întrebări și voi va trebui să acceptați faptul că circumstanțele se schimbă foarte rapid. La cum văd deja acest rând, aici lucrurile se îndreaptă ușor, ușor spre o separare, dar vedem. Pentru trecut avem împăratul, cineva a fost foarte hotărât, cineva a controlat foarte mult situația. E posibil să fie energia voastră care ați ținut practic de această situație. În momentul actual se așteaptă un semn, se așteaptă niște confirmări, niște lucruri să se așeze într-o anumită ordine, într-un anumit loc, cineva să obțină anumite concluzii, iar pe viitor asul de spade, ca și rezultat as de bâte. Atenție, pentru că aici pot fi două posibilități, mari și late. Una, că această persoană poate să plece și cum se face, cum nu se face, că practic va exista pentru voi o nouă relație foarte curând după această separare. Poate să fie faptul, și mai poate să fie faptul că voi puteți fi deja într-o relație și voi sunteți într-o ipostasă în care va trebui foarte curând să alegeți între două persoane total diferite și nu știți ce să alegeți, cu toate că voi acum vă regăsiți într-o situație destul de stabilă. Ideea este că adevărul aici, indiferent de cine va părăsi pe cine și cine are pe altcineva, ideea este în felul următor, că adevărul când va ieși la iveală nu va fi deloc într-un mod calm și nici de cum într-un mod plăcut. Azi de săbii cu azi de bâte, da, poate să-mi indice faptul că va fi un nou început pentru voi și din punct de vedere mental și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere pasional. Dar țineți cont că cu sabia și băta, sincer, pe mine mă pune mai mult pe gânduri dacă nu cumva una din persoane este mai vulcanică și mai violentă. Pentru că este posibil. Dacă știți că una dintre persoanele cu care aveți de-a face este mai violentă și mai vulcanică, doar aveți grijă în toată această circunstanță, pentru că, da, ieșiți din această situație, dar trebuie să aveți foarte mare grijă cum veți gestiona lucrurile și să vă luați niște măsuri de precauție. Dar nu este ca și cum, nu știu cum să zic, indiferent cum ar fi situația voastră, nu vă văd singuri pentru mult timp. Este doar pur și simplu cum se va pune în scenă tot acest adevăr și cum vor ieși lucrurile la iveală și în ce context vă veți afla. Nu văd să fie o
problemă cu tranziția în sine, pentru că va fi foarte ușor pentru voi să lăsați o situație în urmă, dar am zis aici văd mai mult situație de trio. Dacă nu sunteți implicați într-un trio, atunci voi veți găsi o persoană foarte curând, dar nu vă văd singuri pentru mult timp. Aici poate să fie o chestiune de câteva zile și să întâlniți deja o altă persoană și să începeți lucrurile relativ repede, dar este un început rapid, un început promițător acesta pe care o să-l aveți. Doar, v-am zis, grijă dacă știți că cineva are anumite tendințe de a fi mai violent. N-am foarte mult de interpretat aici, pentru că mi se arată că lăsați ceva în urmă spre a avea ceva cu totul nou. Nu mi se arată neapărat că va fi mult mai bun pe termen lung sau mai rău pe termen lung și e bun doar pe termen scurt. Nu știu chestiile astea. Etalarea în tarot doar mi arată că voi veți face această tranziție și că, cel puțin la început, vă va fi bine. Pentru mai multe detalii pentru această situație, oricum v-aș recomanda să luați o etalare personală, indiferent că este de la mine sau de la o colegă sau ceva de acest gen, dar e bine ca voi să vă gândiți foarte bine, unul la mână, și doi la mână să cereți sfatul cuiva care vă știe situația sau unei persoane care știți că se potrivește, știți că rezonează cu voi, practic. De asta zic, este foarte, foarte important pentru voi să aveți grijă la chestiile astea. Și avem cartea, uită-te în interiorul tău, examinează-ți, examinează mai bine ce te face pe tine să te simți așa. Practic, gândiți-vă foarte bine dacă este bine să plecați sau nu. Dacă persoana aici cu care sunteți nu este violentă, gândiți-vă dacă are rost să riscați o situație stabilă pentru o persoană care are ieșiri violente. Poate să fie și acesta cazul, dar indiferent de situația în care vă regăsiți, aici este o situație pe care trebuie să o gândiți foarte bine, să fiți foarte siguri de voi când faceți lucrurile și să nu mai pierdeți timpul. Dacă sunteți hotărâți, mergeți înainte. Dacă nu, atunci mai bine lăsați lucrurile baltă odată pentru totdeauna. Dar faceți ceva în legătură cu asta, pentru că aici o să fie, chiar dacă avem un as de săbii, energia pe care o resimt eu aici ar fi mai degrabă un fel de turn și nu neapărat este cel mai plăcut și drăguț turn pe care l-am văzut noi vreodată. Și din nou, nu pot să fie un turn atât de pacifist. Deci, mare grijă, aveți grijă la siguranța voastră, este foarte importantă chestia asta. Și cam atât aș putea să vă zic eu aici. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!